Pentru majoritatea părinților este un chin să își trezească copiii dis de dimineață. Există însă și părinți fericiți, puțin cei drept, pentru care cele 3 luni de vacanță nu s-au transformat într-o bătălie cu somnul de dimineață. Numărul de ore de somn de care au nevoie copiii în fiecare noapte depinde de vârsta celor mici. Sunt recomandate 8-9 ore de somn pe noapte pentru adolescenți, 9-10 ore pentru elevii de gimnaziu și 10-11 ore pentru cei din clasele primare. Medicii recomandă ca trecerea de la programul de vară la cel de școală să se facă treptat, cu cel puțin o săptămână înainte de începerea cursurilor. Perioada de tranziție este extrem de importantă, avertizează psihologii, altfel apar probleme de adaptare. Părinții mai au la dispoziție aproape 2 săptămâni pentru a-i pregăti de cursuri pe cei mici. Anul școlar 2014-2015 începe luni pe 15 septembrie. Prima vacanță pentru clasele primare este prevăzută între 1 și 9 noiembrie.